În colțul albastru, Alex Panturu. Și ultima întâlnire din această seară, tot meci de arte marțiale mixte plus 93 de kilograme, Alex Panturu împotriva lui Mălin Caranfil. Da, ultima luptă a acestei gale, l-avem pe Alex Panturu în colțul albastru, sportivul cu acel short negru și auriu, adversarul său în colțul roșu, este vorba despre Mălin Caranfil, shortul negru cu roșu și alb. Panturu, luptătorul mai tatuat. Așteptăm startul acestei partide. Indicații primite de cei doi luptători. Da, a început această luptă. Regul MMA Invictus. Da, acum se duce. După această ghilotină, Panturu reușește să-l pună jos pe adversarul său. S-a dus într-un control, sau încearcă să se ducă într-un control deasupra, dar s-a dus în demigarda adversarului. Panturu ține bine la podea pe Caranfil, să vedem dacă va reuși să dezvolte un atac, o trecere. Da, se duce după un ground and pound, așa cum se numește în limbajul MMA-ului american. Acum, da, într-un control lateral, Panturu bagă foarte bine antebrațul în gâtul adversarului, îl ține acolo jos pe Caranfil, care renunță la meci. Iată, victorie rapidă pentru Panturu în fața lui Caranfil, care cred că mai mult s-a speriat de această poziție. Iată, victorie obținută de Panturu foarte repede în fața lui Mălin Caranfil.
Și acesta este ultimul meci al Galei, Urban Legend 11 de la Constanța. O gală care a avut un regulament inedit. Mihai Sop, promotorul acestei gale, a venit cu această găselniță cu regulamentul Invictus. Acesta a fost ultimul meci al Galei de la Constanța, Urban Legend numărul 11. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.